Senatorul AUR, Vasili Căpotecă, este unul dintre puținii politicieni hunedoreni care are curajul de fiecare dată să spună lucrurilor pe nume, să asculte oamenii și să fie în mijlocul lor. Așa cum a fost și cazul duminică la Festivalul Cetății Medievale Mălăiești, Istorie și Tradiții, eveniment la care senatorul hunedorean a participat alături de oamenii locului. Îmi face mare plăcere că am fost invitat la acest festival, îmi face plăcere ca de fiecare dată să participăm activ la bucata de istorie, așa cum îi spuneați, bucata de istorie care este Mălăieștiul, bucata de istorie care este Țebea, bucata de istorie care este Hațegu, Orăștie, zona Văijiului, oriunde ne-am aflat. Județul Hunedoara este un județ minunat, este unul dintre județele care au foarte multă istorie. Vreau să vă spun un singur lucru, că anul ăsta membrii ai Senatului României au vizitat județul Hunedoara și au vizitat aceste bucăți de istorie și au rămas foarte impresionați, spunându-mi că vor reveni cu drag și cu multă bucurie în județul nostru. Ajungând din nou la Mălăiești, trebuie să vă spun că am găsit oameni minunați, am găsit acești tineri îmbrăcați în cavaleri, am găsit această gardă, am găsit niște autorități locale care merită felicitate pentru faptul că au simțit și au gândit un asemenea festival. Alături de senatorul AUR la Mălăiești au fost și colegii săi de partid din județul Hunedoara, care au discutat cu oamenii și cu producătorii locali implicați și dorniți să muncească, dar și să transmită mai departe tradițiile și obiceiurile românești.